Bravo CFR, bravo băieți, ați făcut din nou minunea, ați jucat și ați câștigat și nu cu 1-0 ci cu 2-0 de data asta, bravo băieți. Eu am spus deja, CFR-ul acasă de obicei câștigă, așa s-a întâmplat și de această dată și a obținut două victorii la 0 împotriva celui mai puternic adversar din grupă. Iar în acest moment are șanse reale și uriașe la calificare chiar de pe locul întâi. Dar și locul 2 e bun, nu ne supărăm. Se știe. Acum CFR-ul are deplasare la turci, unde posibil să ia bătaie, da, posibil, însă are acasă cu Balcanii și sunt ferm convins că va câștiga. Greu, dar va câștiga. Și mai departe se va califica. Se știe. Pam, pam! Bravo, băieți! Bravo! Ați reușit ce nimeni nu credea. Bravo! Măcar voi să mai țineți sus fruntea fotbalului românesc. Că alte echipe de mult au abandonat cursa. Veți Sepsi și Craiova. Iar a treia, steaua. Nu vreau să zic că mai bine nu era. Nu, e bine că e în grupe. E un salt uriaș față de ani trecuți când nu era în grupe. Vorba lui Dică. Mai bine să fie în grupe și să fie criticat pentru rezultatele din grupe decât să nu fie în grupe și să fie eliminat de nu știu ce de ca nimeni. Corect! până aici de acord cu Dică, dar până aici, de la ajunge în grupe și a luat bătaie cu 10-0 tur retur, de la unei ca nimeni, nu e ok, frate, nu e ok deloc și vreau să mă opresc aici cu vorbele, pentru că dacă vorbesc, îmi închide ăștia canalul, în schimb, vă aștept pe voi în comentarii să spuneți tot ce vreți că pe voi nu vă banează nimeni. Se știe. Eu am fost Adi. Aceasta a fost reacția mea de după seara de extaz slash coșmar. Că de, așa e la noi, nu? Una caldă, una rece. Vă mulțumesc de vizionare și ne vedem data viitoare. Pam, pam!